Bine v-am regăsit, dragii noștri! Reîncarnarea este un subiect foarte controversat care ridică numeroase semne de întrebare, inclusiv în rândul creștinilor. Vom vedea astăzi ce exprimă mai exact acest concept, dacă este reîncarnarea acceptabilă sau nu din punct de vedere creștin și ce ne spune Sfânta Scriptură despre reîncarnare. Toate acestea și multe altele în discuția pe care o vom purta cu doamna Alina Pătru, specialist recunoscut național și internațional în istoria și filozofia religiilor, titular de catedră în acest domeniu la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu și îndrumător de doctorat. Este o bucurie și o onoare să vă avem alături. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru alegerea unei teme atât de actuale, atât de intens discutate astăzi în societatea românească. Cred că este absolut necesar să le punem la dispoziție credincioșilor câteva idei de bază în așa fel încât să poată încadra mai ușor conceptele acestea care vin spre noi și care reprezintă o temă de discuție socială. Într-adevăr, trebuie să facem puțină lumină, fiindcă sunt foarte mulți cei care își dau cu părerea despre reîncarnare și foarte puțini cei care o fac argumentat și documentat, și de aceea cred că e bine să aducem aici un plus de lămuriri, un plus de lumină. Așadar, să începem cu întrebarea fundamentală. Ce este reîncarnare? Reîncarnarea exprimă convingerea că fiecare ființă parcurge o succesiune de vieți aici, pe acest pământ. Cu alte cuvinte, fiecare ființă care a trăit odată, după ce moare, după ce stă o perioadă într-un stadiu intermediar, revine într-un pântece matern, își ia din nou trup, se naște, trăiește din nou o viață întreagă, moare și ciclul acesta se repetă de nenumărate ori. În spatele acestei idei se află convingerea că o ființă are nevoie de mai multe vieți pentru a evolua. O singură viață nu este suficientă pentru o evoluție completă, pentru că idealul pe care și-l pun în față adepții teoriei reîncarnaționiste este unul aflat dincolo de accesibilitatea umană obișnuită. Știm că reîncarnarea este specifică extremului Orient, spiritualității orientale. Totuși, avem creștini care sunt tentați să accepte reîncarnarea ca fiind perfect viabilă din punct de vedere creștin. Este reîncarnarea acceptabilă pentru noi creștinii? Haideți să încercăm să o înțelegem puțin mai bine. În primul rând, reîncarnarea are în vedere evoluția aceasta prin care omul respectiv, ființa respectivă, să ajungă singură, de una singură, la un stadiu care să-i permită ieșirea din circuitul reîncarnărilor, odată cu atingerea unui anumit nivel de perfecțiune. Deci este vorba despre o autoperfecționare și despre o automântuire. O centrare în sine. Da, se poate spune și așa. Da? În al doilea rând, reîncarnarea este legată strâns de învățătura privind karma. Karma este bagajul de fapte pe care cineva îl săvârșește în timpul unei vieți, care îl însoțește și după moarte, efectele faptelor trebuind să se consume, și știm cu toții că o viață e uneori prea scurtă pentru ca efectele tuturor faptelor să poată să ajungă să se consume, da? Și atunci respectivul pleacă din această viață încărcat de un bagaj de fapte ale căror efecte nu s-au consumat, ceea ce îl obligă să revină pentru a suporta acele consecințe și tot așa în viitoarea viață va face din nou fapte care vor trebui din nou consumate și așa ciclul merge la nesfârșit. Și acum să ne punem în față imaginea aceasta a unui om care parcurge viață după viață, secol după secol, singur, încărcat de un bagaj, la nesfârșit, sperând că într-o bună zi va reuși să devină el însuși, prin propriile sale puteri, atât de perfect, atât de desăvârșit, încât nicio faptă să nu-l mai apese și el să fie capabil să nu se mai reîncarneze. Și să punem față în față cu această perspectivă, perspectiva creștină, care este aceea în care Dumnezeu însuși s-a pogorât pe pământ, a preluat asupra sa întregul bagaj de fapte negative al omenirii, le-a mântuit pe toate acestea prin jertfa sa pe cruce și oferă tuturor șansa, dacă se deschid spre el, să primească mântuirea în dar, să o primească din jertfa lui. Deci cele două concepții au la bază modele de înțelegere a realității total diferite. Pentru un creștin nu este necesară credința în reîncarnare, pentru că noi avem posibilitatea aceasta oferită în Hristos. Noi putem, dacă dorim și dacă suntem dispuși să ne deschidem spre El, să primim totul, să nu mai trebuiască să suportăm efectul faptelor noastre așa cum îl suportă cei, sau cred că îl suportă cei din religiile care nu au auzit și nu iau în calcul ideea de mântuire în Hristos.
Așadar, creștinii care acceptă reîncarnarea cumva neagă mântuirea adusă de Hristos, neagă pe de-o parte persoana umană, pentru că pentru a te reîncarna trebuie să te depersonalizezi, trebuie să te reîncarnezi într-o altă persoană. Cu alte cuvinte, spunea foarte plastic, foarte frumos Părintele Dumitru Stăniloae, eu nu pot să cred că după moarte mama mea nu mai rămâne mama mea și s-a transformat în pisică sau s-a reîncarnat în altceva. Așa este. Aș spune că respectivii creștini nu înțeleg, nu reușesc să înțeleagă valoarea mântuirii în Hristos. Nu își pot imagina suficient de bine cât de mare este darul acesta. Dar aș mai fi vrut să adaug că noi nu ne întâlnim acum pentru prima dată cu concepte reîncarnaționiste. Gândirea europeană s-a mai întâlnit cu ele și în Antichitate. În spațiul gândirii grecești, au apărut asemenea curente reîncarnaționiste. Ne gândim, de exemplu, la curentele orfice, la Pitagora, la însuși Platon, marele filozof. Ele au fost combătute și contestate, inclusiv în interiorul filozofiei grecești, unul din marilor contestatari fiind chiar Aristotel, și apoi Sfinții Părinți s-au opus vehement unor asemenea convingeri. Printre altele, Sfinții Părinți s-au opus și convingerii pe care o are la bază teoria aceasta reîncarnaționistă a preexistenței sufletelor. Sfinții Părinți au argumentat că sufletul își începe existența odată cu trupul și că el nu are nemurirea prin sine, ci nemurirea îi este oferită în dar. Este un dar pe care îl primește de la Dumnezeu, îl primește prin har, deci nu e o mântuire prin sine însă și în niciun caz o preexistență. În felul acesta, Sfinții Părinți au accentuat identitatea persoanei, unicitatea persoanei și valoarea ei absolută. Așadar, suntem legați de trupul nostru, trupul și sufletul sunt aduse la existență deodată, vedem asta și în Cartea Facerii, unde Dumnezeu nu ia de undeva un suflet preexistent și îl pune într-un trup pe care îl creează din pământ, ci dintr-o dată alcătuiește trupul din țărână și suflă în nările lui această suflare de viață. Din perspectiva spiritualității orientale, toate persoanele se reîncarnează? Da, pentru că nu au cum să parcurgă programul soteriologic într-o singură viață, dar nu numai persoanele se reîncarnează, și animalele, și zeii se reîncarnează. Deci e vorba de posibilitatea de a reveni pe diferite niveluri ale existenței. Poți să te reîncarnezi ca țânțar, poți să te reîncarnezi ca broască, lăcustă, orice, la orice nivel. Fiecare dintre aceste fapturi consumă din karma acumulată de oameni în timpul vieților umane. Oamenii sunt cei care produc karma, pe celelalte niveluri se consumă din karma. Celelalte niveluri sunt considerate un fel de pedepse pentru încărcătura karmică negativă care este prea mare. Și mă gândesc acum cineva care din cauza unor fapte s-a reîncarnat într-un animal care știm că nu are rațiune. Putem spune că are instinct și are o gândire rudimentară, însă nu raționează, nu are gândire reflexivă. Cum ar putea un animal să-și mai răscumpere faptele, pentru că el nu acționează conștient? Le răscumpără pur și simplu prin condiția sa de existență animalică și prin suferințele la care este supus ca animal. Și animalele se rănesc, și animalele pot avea morți violente și așa mai departe. În felul acesta, o parte din karma negativă se consumă, iar făptura respectivă, conform gândirii orientale, va reveni ulterior pe o altă treaptă, folosind pentru aceasta resturile de karmă care au rămas. Karma constă atât din faptele bune cât și din faptele rele pe care le-a săvârșit respectivul om. Iar faptele bune care au rămas îl ajută ca în următoarea reîncarnare, după ce a fost animat, să devină pe o treaptă superioară și atunci să aibă o nouă șansă. Da, totuși mi s-ar părea fără rost această transmigrație a sufletelor, de vreme ce noi știm clar că avem un Mântuitor. În plus, nu mi-aș putea imagina că Maica Domnului, cu care suntem într-o legătură și ne rugăm ei să mijlocească, n-ar mai putea fi acum Maica Domnului, s-ar reîncarna într-o altă persoană. Am mai auzit despre un concept, samsara. La ce se referă el? Samsara înseamnă ciclul reîncarnărilor în gândirea orientală, în concepția hindusă. Așadar, sintetizează tot ce înseamnă reîncarnarea. Da. Știm că sunt cei care încearcă să împace creștinismul cu reîncarnarea, se străduie să aducă și câteva fundamente biblice. Am să dau citire unui text care este folosit adesea ca argument în acest sens. Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 3. Ne spune așa evanghelistul: și trecând Iisus, a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat, zicând: învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui,
ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Nu avea cum să păcătuiască de vreme ce era orb din naștere. Așadar, întrebarea nu și-are sensul decât dacă am acceptat că evreii aveau oarecare credință în reîncarnare. Credeau ei în această reîncarnare? O să răspund la această întrebare cu niște considerații generale despre Biblie. Biblia este o literatură care a apărut în interiorul spațiului de cultură semit. Și asta nu înseamnă că ea nu este cuvântul lui Dumnezeu. Ea este cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu, atunci când se articulează, se folosește de conceptele dintr-un anumit spațiu, de principiile cunoscute acolo, le combate pe multe dintre ele. Întreg Vechiul Testament reprezintă un exemplu în acest sens. Iar noi la master, la facultatea noastră, la masterul de teologie sistematică, chiar avem un curs în care urmărim pe textele Vechiului Testament în ce mod gândirea biblică se raportează la credințele popoarelor din jur, ale mesopotamienilor, ale canaaniților, ale egiptenilor și cum vine de fiecare dată în toate problemele religioase importante cu cât un corectiv. Există, desigur, și idei cu care e de acord, dar în foarte multe cazuri corectează ideile și le înlocuiește cu o versiune proprie. În Vechiul Testament, nici urmă de reîncarnare. Dovada, ea nu era prezentă, ea nu era o temă de discuție în acest spațiu. Reîncarnarea se întâlnește în alte spații, nu în spațiul de gândire semitic. În perioada intertestamentară și perioada Noului Testament, așadar perioadele mai recente, spațiul Israelului și vechii evrei au intrat în contact cu lumea elenistică. Asta înseamnă că au intrat în contact și cu toate dezbaterile de idei din mediul acesta grecesc. Și se știe că în Alexandria s-au păstrat fragmente de la doi autori evrei din perioada secolelor 2 și 1 înainte de Hristos, care încearcă să recupereze personalitatea lui Orfeu din perspectiva iudaismului sau să se refere la conținuturi asemănătoare. Nu fac referire explicită la reîncarnare, dar sunt doar fragmente cele care ni s-au păstrat. Deci, elita intelectuală, mai ales a evreilor elenizați, a evreilor din diaspora, vehicula astfel de teme. Elita religioasă se pare că nu o face, pentru că nu avem nicio dovadă în acest sens. Disputele de care dă mărturie textul biblic, textul Noului Testament, sunt cele între farisei și saduchei pe tema învierii din morți. Deci ei dezbăteau problema dacă există o înviere a morților, dar nici nu își puneau problema dacă există sau nu o reîncarnare. La nivelul poporului, la nivelul maselor, e posibil să fi pătruns așa câte o idee, să fi ajuns câte un zvon, câte o vorbă și în felul acesta întrebarea respectivă să-și aibă o justificare. Dar faptul că Hristos nu se referă in extenso la ea, ci se referă doar la componenta aceasta a dreptății divine, a teodiceii, arată că el consideră important să ia poziție față de o asemenea problemă. Că și dacă era prezentă la un anumit nivel în societate, nu era atât de prezentă încât pentru Domnul nostru Iisus Hristos să fie o provocare reală la care el să merite să dea un răspuns. Deci eu aș vedea acest text tot ca pe o dovadă că gândirea reîncarnaționistă era foarte slab prezentă, dacă era prezentă, că nu avem dovezi, și dacă era prezentă, era prezentă ca o realitate de import destul de recentă, venită pe filieră elenistică. Așadar, poate de aceea Mântuitorul nu contrazice întrebarea în sine, ci pur și simplu nu o bagă în seamă, era neînsemnată și spune nu a greșit nici el, nici părinții lui. Exact. Știm că mai există încă un text pe care cei care doresc să împace creștinismul cu reîncarnarea îl folosesc. Este vorba despre textul de la Matei, capitolul 11, versetele de la 11 la 14. Ne spune așa evanghelistul: adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și legii au prorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie cel ce va să vină. Pare aici că Ioan Botezătorul este reîncarnarea profetului Ilie. Ce putem răspunde celor care ne pun în fața acest text? În primul rând, Ioan Botezătorul aici nu are cum să fie o reîncarnare a profetului Ilie, pentru că profetul Ilie nu a murit.
Pentru ca să fie vorba de o reîncarnare, trebuie să fie întâi vorba de o moarte. Ori noi știm cu toții că Ilie a fost ridicat cu trupul la cer, încă în această viață. Exista, într-adevăr, în spațiul iudaic o discuție despre Ilie, cel care trebuia să vină. Dar nu era așteptat să vină prin reîncarnare, adică născându-se ca bebeluș, copilărind și crescând și așa mai departe, ci era așteptat să vină acel Ilie, bărbat în toată puterea, puternic în cuvânt, puternic în faptă, cel care a și plecat. Ca atunci când pleacă cineva și îl așteptăm să se întoarcă. Da? Deci există, pe de o parte, profeția aceasta că venirea lui Mesia va fi precedată de venirea unui înainte mergător, o găsim de exemplu la profetul Maleahi, există la cărturar discuția că trebuie să vină mai întâi Ilie, dar modul în care interpretează Mântuitorul nostru Iisus Hristos textul este acela simbolic. Le dă de înțeles că nu e vorba de Ilie în persoană, de Ilie fizic, ci de altcineva care va îndeplini un rol similar cu cel al lui Ilie. Deci e vorba doar de o prezență de tip Ilie. Și în felul acesta încearcă să-i scoată de la obsesia lor pentru Ilie, persoană fizică. În acest sens înțeleg eu răspunsul Mântuitorului din acest text. Așadar, Ioan Botezătorul a venit într-un fel cu Duhul lui Ilie, cum spunem astăzi, acționând în același fel, acționând în același Duh. Da. Știm că există oameni care susțin că au amintiri din vieți anterioare, zic aceștia că recunosc locuri pe care nu le-au văzut niciodată, despre care nu aveau de unde să știe, recunosc chiar persoane. Aceste amintiri vin ca niște licăriri, spontan, sau sunt aduse la lumină prin intermediul hipnozei regresive. Cum pot ei să aibă aceste amintiri dacă nu există reîncarnare? Trebuie să fim conștienți de faptul că oamenii se cunosc pe ei înșiși doar parțial. Cunoașterea noastră despre noi înșine poate fi asemănată cu un iceberg, al cărui vârf doar este deasupra apei. Vârful acesta reprezintă conștientul, zona conștientă, zona conținuturilor psihice cu care operăm în mod curent. Dincolo de acestea, în noi, în straturi mai profunde ale sufletului, mai sunt o mulțime de alte conținuturi care au ajuns cumva acolo. Fie că le-am trăit noi și le-am uitat, fie că există și alte variante interpretative. Dar o astfel de variantă interpretativă este aceea că ele provin din vieți anterioare. Deci tehnicile. Există tehnici și în religiile orientale. Există diferite tehnici de interiorizare prin care omul ajunge în contact cu straturi de profunzime ale psihicului său, unde sunt stocate emoții, imagini, tot felul de convingeri, de trăiri, pe care el nu știe cum să le interpreteze. Le găsește acolo și nu știe ce să facă cu ele. Orientalii au în acest sens interpretarea aceasta că e vorba de vieți anterioare, conținutul provenind din vieți anterioare. Dar există și o mulțime de alte interpretări. Există și o interpretare științifică, naturalistă, care vorbește doar de procese care au loc la nivelul creierului, prin care, în urma unor tehnici precum hipnoza, în special hipnoza a fost cercetată în acest sens, deci prin care, în urma unor astfel de tehnici, se produc legături în creier și oamenii au senzația că retrăiesc un eveniment pe care l-au trăit deja, dar există și alte interpretări. De exemplu, Carl Gustav Jung vorbește despre un inconștient colectiv în care sunt stocate toate experiențele fundamentale ale omenirii. E vorba în fond de o natură umană comună, din care se actualizează la momente potrivite unuia sau altuia câte ceva din fondul acesta comun de experiențe pe care l-a trăit omenirea. O altă posibilitate interpretativă este aceea care spune că ele ne parvin pe filiera arborelui genealogic, că ceea ce moștenim noi de la părinții noștri, de la bunicii noștri, de la înaintașii noștri, nu reprezintă doar material, doar trup, doar element material care compune omul, ci are și o componentă spirituală și din sufletul lor ceva se transmite mai departe, din felul în care ei s-au raportat la lucrurile din jur, din felul în care le-au înțeles, le-au interpretat. Toate lucrurile acestea se transmit mai departe și formează acea zonă din psihicul nostru care nu a ajuns acolo în urma unor experiențe directe ale noastre. Deci se găsesc interpretări diferite. Niciuna dintre ele nu poate fi demonstrată științific. Suntem pe teritoriul interpretărilor. Singurul lucru clar și obiectiv este că, da, există tehnici prin care poți să ajungi în zone de profunzime din subconștient.
Așadar, amintirile acestea nu vin din vieți anterioare, ci vin din subconștient. Sunt sfinți părinți care spun că în cazuri foarte rare pot să vină ca ispitire de la diavol, tocmai pentru a ne face să ne îndoim de credința creștină și să scăpăm în prăpastia aceasta a credințelor în reîncarnare. Există, desigur, și eu am numit câteva din direcțiile interpretative, dar acum aceasta cu posedarea este iarăși o altă posibilitate de a găsi o interpretare pentru acele conținuturi și mai există încă una, care vorbește de traume pe care copilul le-a înregistrat încă în viața intrauterină sau în primul an de viață, din care nu are memorii concrete. În primul an de viață, noi, în interacțiunea cu copilul nostru, îi formăm subconștientul. Tot ce se întâmplă atunci, toată iubirea pe care o primește, respectiv toate experiențele nefaste, că uneori se întâmplă să fie și din acelea, se sedimentează acolo. El nu își aduce aminte de ele conștient. Deci, pe lângă modurile de interpretare pe care le-am amintit, mai sunt și acestea. Sunt probabil și multe altele. Cert este că nu avem o certitudine științifică și nici ei nu pot demonstra că provin din viețile anterioare. Aceasta este doar o interpretare pe lângă multe altele. De ce sunt tentați oamenii de astăzi să creadă în reîncarnare? Unul dintre motive a fost deja amintit la început. Ei nu reușesc să înțeleagă complexitatea mesajului creștin, bogăția și valoarea mesajului creștin. Și mai ales pe fondul secularizării, această capacitate a scăzut tot mai mult. Iar nevoile lor sunt acelea de a imagina o continuare a vieții după moarte, deși nu și-o pot imagina în termenii pe care le-o propune revelația creștină. E foarte greu să-ți imaginezi comuniunea aceea veșnică, deplină cu Dumnezeu, care îți dă toată bucuria, toată satisfacția, toată liniștea, toată starea cea bună de care ai nevoie și care să nu devină plictisitoare în timp, care rămâne mereu nouă, mereu proaspătă, mereu vie, mereu dinamică. Așa ceva e foarte greu de imaginat pentru mintea omenească. Și atunci își imaginează o continuare a existenței după moarte în termenii pe care îi cunosc ei, care le sunt familiar lor. Adică într-un mod asemănător cu viața de aici. Ați imagina că revii și te reîncarnezi și trăiești încă o dată bucuriile obișnuite ale vieții acesteia, pentru că cei axați pe gândirea reîncarnaționistă de obicei sunt oameni care văd mai mult partea frumoasă a vieții, sunt axați pe bucuriile vieții și aleg cireașa de pe tort, nu uită părțile mai puțin plăcute. Așa, deci ați imagina viața așa înseamnă a o reduce la nivelul acesta mundan. Viața de după moarte este redusă la un nivel mundan, la nivelul de înțelegere al minții umane. Și aici trebuie făcută și distinția aceasta, că felul în care reîncarnarea este înțeleasă astăzi în Occident și felul în care ea se răspândește și la noi e total diferit de cel al religiilor orientale. În religiile orientale, dar și în curentele reîncarnaționiste din antichitate, reîncarnarea era văzută ca un lucru rău, un lucru dureros, un lucru negativ de care omul se străduia să scape. Idealul era acela de a ieși din circuitul reîncarnărilor. Pe când pentru occidentalii de astăzi, idealul este de a reveni, de a ne bucura în continuare de viață, de a fi fericiți aici, de a trăi plăcerile și bucuriile acestei vieți, pentru că mai mult decât atât nu cunoaștem. Ar fi o răsplată din punctul de vedere al oamenilor de astăzi. Da, și mai există încă un aspect care îi preocupă și anume justiția divină. Ei au aceleași întrebări ca și învățăcei care l-au întrebat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos de ce un anumit om s-a născut cu o anumită suferință și li se pare că cel mai bun mod în care pot fi interpretate lucrurile în așa fel încât ele să corespundă unei idei de justiție divină este acesta reîncarnaționist, pentru că atunci totul se explică prin păcate dintr-o viață anterioară. Deci gândesc la fel ca și cei care au formulat o asemenea întrebare. Și aceasta este, de exemplu, unul din motivele importante pentru care mulți oameni de azi preferă să aleagă varianta reîncarnaționistă și renunță la viziunea creștină, pentru că li se pare că în versiunea creștină, în versiunea aceasta care postulează existența unei singure vieți, foarte multe lucruri rămân neexplicate în termen de teodicee. Nu găsesc explicații. Aici găsesc explicații. Că explicația e facilă, că nu e verificabilă, că nu e demonstrată, asta nu mai contează pentru ei. Există o explicație și cu asta se mulțumesc.
Până la urmă ne e greu să intuim bucuriile raiului sau chinurile iadului, de aceea vorbim despre tot felul de imagini, grădini frumoase sau foc și smoală, și tocmai de aceea poate și aderăm la reîncarnare, fiindcă ar fi o zugrăvire a tabloului dreptății divine. Dacă ar fi să recapitulăm și până la urmă să sintetizăm principalele argumente împotriva reîncarnării, ce am spune? Mesajul principal pe care aș vrea să îl transmitem este acela că oamenii ar trebui să înțeleagă că mai mult decât 1000 de vieți pe acest pământ oferă Hristos. Mântuirea în Hristos nu se compară cu 1000 de reîncarnări, cu 1000 de reveniri. Orice plăceri și-ar putea ei imagina că vor relua și vor retrăi aici prin viețile care ar putea să urmeze, ele nu pot fi puse în față în față cu ceea ce oferă Hristos. Deci efortul pe care ar trebui să-l facă fiecare dintre cei care se dorește a fi creștin ar fi acela de aprofundare a învățăturilor de credință creștine pentru a înțelege mai bine pentru sine ce înseamnă de fapt oferta creștină. Cât de valoros este acest mesaj și cât de bogat. Acesta cred că este mesajul pe care telespectatorii ar fi bine să-l ia cu ei din această emisiune și mă gândesc că poate cu altă ocazie, dacă considerați, vom avea posibilitatea să aprofundăm unul sau altul dintre aspecte, pentru că acum doar le-am punctat, doar le-am amintit la modul general, dar ele desigur pot fi aprofundate în discuții mai elaborate. Așadar, ca o concluzie, putem spune că reîncarnarea nu este acceptabilă din punct de vedere creștin, sub nicio formă, pentru că ea neagă persoana umană, neagă mântuirea adusă de Hristos și neagă până la urmă fundamentele creștinismului. Doamna profesoară, vă mulțumim pentru răspunsurile pline de esență de astăzi și vă invităm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Cu drag, mulțumesc și eu! Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi v-a oferit răspunsuri la nelămuririle pe care le aveați referitor la reîncarnare. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Să aveți o săptămână binecuvântată! Thank you.